am simțit că acum e momentul cel mai potrivit să fac o schimbare majoră în viața mea. Am ajuns și la o greutate pe care n-am avut-o niciodată, la 82,6 kg, iar în sarcină am avut 84, adică eram foarte aproape să ajung la greutatea în care eram gravidă, negravidă fiind. Am slăbit de la 79 de kilograme, 5 la 68,1, adică un minus de aproape 12 kg. Și ce m-a surprins pe mine în ultima zi în care m-am măsurat e că am slăbit 25 de centimetri în talie, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun obținut. Am mers la Gioconda Medical Spa în Iași. La salon am făcut LPG și mie îmi plăcea cel mai mult, era topul procedurilor pe care le făceam. Pentru că la LPG e și un masaj în profunzime, mi-a ajutat foarte mult pielea și a remodelat. Și după fiecare procedură eram mai slabă când mă urcam pe cântar. Am făcut și tratamente faciale care m-au ajutat foarte mult, mi-au luminat fața. Tratamentele m-au ajutat foarte mult să ajung la greutatea dorită. Sunt sigură că fără ele nu aș fi ajuns aici și m-au remodelat, ăsta e adevărul. Scopul meu e să ajung la, să schimb prefixul. Am plecat de la 8, am avut 7 pe perioada campaniei, la sfârșitul campaniei am 6 și când ajung în Thailanda să am 59. Trebuie să ajung în Thailanda și să am 59, ăsta e obiectivul meu final.